35. Se caută date despre uragane. Trei avioane ale Națiunilor Unite dotate cu aparatură de cercetare. Paris, 3 noiembrie 1957. Trei avioane ale Națiunilor Unite vor fi dotate cu aparatură specială de cercetare a uraganelor. Vara și toamna următoare au declarat astăzi reprezentanții oficialei NU. Forțele aeriene ale Statelor Unite vor pune la dispoziția Națiunilor Unite două B-50 Superfort și un B-47 Stratojet pentru acest proiect. Acestea vor survola Atlanticul, Caraibele și Golful Mexic ca partea efortului continuu de a înțelege cum s-au modificat tiparele climatice de la căderea meteoritului din 52. Cum îi spui soțului tău că ești șantajată? La masă? Știi, iubitule, azi mi s-a întâmplat ceva amuzant. Îmi dai, te rog, salata? Sau în pat în timp ce-i distrage atenția făcând sex? Sau ți iese pur și simplu pe gură în timp ce vă spălați pe dinți? Parcă încearcă să mă șantajeze. Nathaniel își smulsea ața dentară dintre măsele și se întoarse spre mine. Ce? Știe că iau Miltown și vrea să-l ajut cu ceva. Ce? Același cuvânt, însă cu sens total diferit. Strângea atât de tare ața pe degete că început să-i se albească amorțindu-i. Am înghițit în sec, iar gustul proaspăt de mentă mi-a pus un nodacru în stomac. Am luat o gură de aer simțind cum îmi arde și îngheață în același timp gâtul. Nodul de anxietate din piept mă îndemna să iau o pastilă de Miltown, dar nu voiam să o iau. Rahatul de Parker. Să nu spui nimănui. De asta n-am vrut să-i spun la serviciu. Dacă i-aș fi povestit întâmplarea acolo, ar fi intrat Valvârtej în biroul lui Clemons și ar fi pretins să se ia măsuri împotriva șantajistului Parker. Clemens trebuie să afle. Vârfurile degetelor îi se învinețiseră deja. Am pus peria de dinți în suport oftând. Hai să stăm jos. Nathaniel privi în jos și clipi mirat când văzut ce face cu ața. O desfăcu, își mișcă degetele și o aruncă la gunoi. Bine! Până să ajungem la canapea aveam frisoane care îmi făceau mâinile să tremure, iar spatele mi era acoperit de transpirație. Am înghițit în sec și mi-am studiat mâinile, pe care mi le-am așezat în poală într-o poziție relaxată și elegantă. Mama ar fi fost tare mândră. Dacă spui cuiva, Clemens va afla că iau Miltown, am anxietate și vârs și ce concluzie crezi că va atrage? Că sunt aptă să merg în spațiu? Că sunt aptă chiar și pentru programul spațial? Oricum nu vede în mine decât un mijloc de făcut reclamă. Cine ți-a spus asta? Canapeaua scârțâi când se lăsă în față. Parcăr am încuvințat. Se ridică împingându-se de pe canapea și patrulă până la patul, rabatabil și înapoi. Se opri în fața măsuței de cafea cu picioarele despărțite și mâinile pe șold. Povestește-mi cum s-a întâmplat. Promitem că nu spui nimănui. Mi se zbăteau mușchii mâinilor, dar nu mi-am încleștat degetele. Sau că nu faci nimic. Corpul îi rămăsese în aceeași poziție rigidă, dar întoarse privirea spre luminile din Kansas City. Îți promit că voi discuta cu tine înainte de a face ceva. Nu-ți pot promite că nu voi face nimic, pentru că nu m-aș ține de cuvânt. Mi-am masat cu degetul mare un mușchi spasmodic. De ce mă mai deranjam nu știu, din moment ce tremuram toată de la stres. Are probleme cu piciorul stâng. Zice că îl furnică. Acum vreo două luni l-am surprins în casa scării. Nu mai putea sta în picioare. M-a rugat să nu spun nimănui. De atunci nu s-a mai întâmplat să-l văd așa. Am tras concluzia că a fost ceva temporar. Și mă simțisem mai în siguranță așteptând să i observe altcineva simptomele. Puteam zice că o fac din prudență sau compasiune, dar de fapt mi era în mare parte teamă. Am tras încă o dată aer în piept și am povestit lui Nathaniel despre zborul cu T38 despre rugăminte și apoi despre amenințare. M-a dus cu el la clinică. Cred că nu voia să mă scape din ochi. În sala de consult îi tremura vocea. Nu, nu. Am rămas în sala de așteptare. Fusese cât pe ce să-l sun pe Nathaniel de la telefonul asistentelor. Mulțumesc cerului că nu o făcusem. Când a ieșit din cabinet era verde la față. S-a dus la baie să vomite. Problema clinicilor mici e că au pereții subțiri. Știu prea bine ce zgomote scoate un om care varsă. A ieșit după cinci minute. Nu mai era verde, ci palid și și-a pus ochelarii la ochi. Bănuiam de ce purtase ochelari în interior. Și mie mi se înroșau ochii după ce vomitam. Nathaniel scoase un mormăit nervos. Deci n-a primit o veste bună. Ți-a spus ce a aflat? Nu, și nu l-am întrebat. L-am lăsat să pretindă că nu s-a întâmplat nimic. Nu merita să te porți așa de frumos cu el. Am scuturat din cap. N-am vrut să-mi fie milă de el. Altceva m-a lăsat să pilotez T-38-ul la întoarcere, care compensă sau ceva de genul. Aveam degetele reci ca gheața. Cum naiba puteam să transpir și să-mi fie și frig în același timp? Cam asta e tot. Când ne-am întors la ceea ei, s-a purtat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Nathaniel mormăi din nou și începu iar să patruleze. E înalt soțul meu și în apartamentul nostru mic nu prea avea loc să se miște. Cu atât mai puțin cu patul coborât. Până la urmă se opri în fața geamului și rămase cu ochii afară. Aș putea. aș putea forța lucrurile. Sirius urmează să fie lansată. La decolare, forța gravitațională va fi mai greu de suportat decât în Jupiter. Aș putea insista ca toți astronauții să treacă printr-un consult medical. Și-ar da seama imediat. N-am de gând să-l las să pericliteze programul sau pe cei implicați în el numai ca să-i protejez ego-ul. Sau ca să mă protejeze pe mine. Nathaniel n-a spus-o, dar asta era de fapt problema. Nu voiam să știe nimeni că sufăr de anxietate. Și pentru că mă temem că nu voi mai ajunge în spațiu, dar și din cauza eternei mele întrebări, ce o să zică lumea. Ascunsă sub întrebarea asta era teama că lumea avea dreptate. A tot amânat să meargă în misiuni cât a încercat să afle ce se întâmplă cu el. Dar urmează lansarea pe lună. Luminile de pe stradă îi conturau o aură în jurul părului. Doar nu crezi că se va eschiva și de la ea, nu? M-am gândit la asta toată ziua. Va trebui să renunț la pastile, asta e clar. Și nici la doctor nu mă mai duc. Cu cât trece mai mult de la ultima rețetă și până mă toarnă Parker cu atât mai bine fiindcă mă va turna sigur. Nu imediat, pentru că atunci n-aș mai avea motiv să-mi țin gura. Nathaniel răsuci brusc capul spre mine. Mi se pare o idee foarte proastă. Dar ce altceva să fac? Am ridicat mâinile, dar îmi tremurau degetele, așa că le-am pus înapoi în poală. Știe, nu știu de unde, dar știe. Nathaniel bolborosi ceva și începu iar să patruleze. Șoferul. În noaptea în care ne-am dus la hotel din cauza reporterilor, am trimis un șofer să-ți aducă haine și rețeta. Deci nu știa numai Parker. Cât mai era? Cât mai era până avea să afle toată lumea și să mă zboare din program și să scrie despre asta în ziare și... Stomacul mi se întorcea pe dos în ritmul gândurilor. M-am clătinat pe picioare și am ajuns la baie în ultima clipă. Gemuită pe gresie m-am sprijinit strâns de toaletă și am vomitat. Nataniel a venit să mă țină de umeri în timp ce dădeam afară din mine toată anxietatea acumulată în ultimele zile. Mă uram. Tata ar fi fost foarte dezamăgit că nu sunt în stare să fac față celei mai mici presiuni. Dacă nu făceam față atunci, poate că nici nu aveam ce căuta în programul spațial. Eram proastă și slabă de înger și nu conta cât de mult muncisem ca să intru acolo, fiindcă boala asta nu avea să dispară niciodată. Nathaniel umplu paharul de pe chiuvetă cu apă și mi-l întinse. Nu voi lăsa pe nimeni să-ți facă rău. Și cum îl vei opri? M-a durut gâtul când am vorbit, dar am luat apa și am băut-o. Nu știu mă mângâie pe păr și pe spate. Cel puțin nu exact. Eu nici atâta nu știu. M-am lăsat pe spate ca să mă așez pe jos, sprijinită de cadă. Nathaniel se ridică și deschise dulapul cu medicamente. Nu! Degetele mele se strânseră în jurul paharului. Ignorându-mă, Nathaniel lăsă flaconul cu Miltown și se lăsă pe vine în fața mea. Elma, e mai bine așa? Să tot vomiți și să te simți groaznic? Mai bine asta decât orice ți-ar putea face Parker? Nu! N-am mai putut să vorbesc din cauza durerii de gât. Nu știu... Atunci dăm voie să-ți spun cum văd eu situația. Se înghesui lângă mine cu spatele sprijinit de cadă. Mă lope după umeri și mă trase lângă el, ținând flaconul într-o mână. Bine! Ești mai bine cu astea! Am fost atât de... atât de îngrijorat înainte scutură flaconul, iar pastilele au început să zornă înăuntru. Înainte de astea, te auzeam cum vomitai, nu mâncai, ne puneam împreună la somn, dar tu nu dormeai și nici nu-mi spuneai nimic. Am crezut că ești gravidă până când, până în ziua aia în biroul meu. Mi-a fost frică pentru tine. Acum... Ideea că Parker te-ar făcea să treci iar prin asta în mod intenționat pentru că ți-e frică să iei ceva care te ajută... Îmi vine să-i trag un pum. Ultima propoziție mi-a sunat atât de banală că m-am surprins râzând. Ștergându-mă la ochi, cu dosul palmei m-am uitat la el, dar ținea ochii strâns închiși și avea o cută sculptată între sprâncene. Vai, nu glumești! Expiră cu un șuierat controlat. Nu spuse răsucind flaconul pe degete. N-am simțit niciodată o nevoie mai mare să fiu violent. Dacă ar fi fost aici, probabil că l-aș fi pocnit. Și după aceea m-ar fi bătut de m-ar fi lăsat lat. Pastiluțele albe zornăiau și schimbau locul de câte ori mișca flaconul. Zângănitul lor, aproape imperceptibil, îmi promitea un calm care să mă învăluie ca o pătură. Nu știu ce să fac. Crezi că presiunea se va mai ușura?" Oftând m-am făcut mică și m-am lipit de Nathaniel. M-a strâns lângă el și și-a lipit buzele de părul meu. Uite ce cred eu! Tu ai grijă să fii sănătoasă și pe urmă ne ocupăm de Parker. Împreună. Nu știu cum, dar știu că putem. Cum de ești așa de sigur? pentru că am supraviețuit sfârșitului lumii. Mă sărută din nou. Și tu ești doamna mea, astronaut. Am urmat-o pe menajera lui Nicol în livingul de la Demisol, unde majoritatea fetelor de la Clubul 99 mâncau aperitive și sorbeau cocktailuri. Jasira și Sabiha veniseră amândouă, dar nu le vedeam pe Betty și pe Violet. Iartă-mă că am întârziat. M-a sunat mătușa Ester și am stat o grămadă cu ea la telefon. Ce mai face draga de ea? Nicol se ridică de pe brațul canapelei pe care stătea cocoțată, lăsând-o pe Imogen scufundată într-un manual de zbor. Martini, te rog!" Avantajul de a cunoaște o soție de senator era că nu lipsea niciodată cocktailul când mergeai la ea. Nu mai purtam pastilele în poșetă, dar nici nu le aruncasem, așa că suna foarte bine să am ceva care să-mi ia gândul de la ele. Helen se grăbi să vină la mine și să mă îmbrățișeze cu un manual în mână. Mi-a fost dor de tine. Și mie. Nu ieșim odată la masă împreună? Trecusem de câteva ori pe la departamentul de calcule de la promovarea mea, cum mi se spunea, dar fusese cam stânjenitor. Îmi tot venea să verific calculele, dar n-aș fi făcut decât să enervez pe toată lumea. Ce citești? Helen ridică din numeri. Calcule pentru traiectorii orbitale. Destul de simple. Simple pentru tine, râse Nicol, oferindu-mi un martini. Unora dintre noi le dau bătăi de cap. De asta facem târguri. Tu mă înveți despre simulator. Eu te învăț despre calcule orbitale. Am ridicat paharul. Iar dacă în vâră și mie cineva în cap acronimele, îi voi fi foarte recunoscătoare. Ginul limpede și rece m-a pișcat la limbă cu aroma lui de ienupăr. Am închis ochii și am oftat de încântare în timp ce umerii mi s-au relaxat puțin de tot. Îmi fusese dor de fete. Ce bine că lui Nicol îi venise ideea să formeze un grup de studiu. Am deschis ochii, mi-am luat cocktailul și cărțile și m-am dus pe canapea lângă Helen. Mi-am scos pantofii ajutându-mă de călcâie și mi-am tras picioarele sub mine. „Per nu vine? Helen scutură din cap și se încruntă. Nu crede că are rost să se mai pregătească pentru testele de astronaut. La un moment dat vor trebui să fie mai deschiși dacă tot zic că se vor face eforturi de colonizare. Nicol m-a aprobă de la locul ei de pe canapea. Soțul meu sprijină foarte tare lucrul ăsta. Stai puțină, am clipit de câteva ori oarecum nelămurită. Se mai discută și acum despre ele ca despre o operațiune militară. Oftând, Nicol se întoarse cu capul spre mine. Știu că nu suporți ideea, dar... Uh, niciun dar. Trebuie să plecăm de pe planeta asta. Adică da, sigur, ar putea subliniez, ar putea ține efectul de seră sub control. Dar când vom afla dacă e posibil sau nu, va fi deja prea târziu să mai stabilim colonii în altă parte. Trebuie să le întemeiem acum, cât mai avem timp și resurse. Vinzi Castraveți grădinarului. Nicol netezi paginile cărții apoi se întinse după Martini. Lu -o înghițitură înainte să continue. Toate, nu doar eu, ne uităm nerăbdătoare la ea așteptând să vedem ce are de spus. Dar uh... Sunt câțiva membri ai Congresului, de fapt ai Națiunilor Unite, care nu reacționează decât dacă le zici că e la mijloc o amenințare militară. Așa că, dacă aspectul militar ajută la obținerea de fonduri și menținerea programului, atunci asta va face soțul meu. Dar e. De ce sunt oamenii atât de proști? Nicol scutură din numeri și-și desfăcu nasturele de sus al bluzei. Hormonii Iar dacă oamenii au de gând să se lase conduși de ei, atunci îmi fac și eu treaba cu bucurie. Ida ridică paharul. Să bem pentru asta. Cum se simt doamnele mele în seara asta? Bietul senator Orghin alese chiar momentul acela să apară în living. Sunt sigură că nu era obișnuit să râdă de el un cârd de femei, dar nu mi s-a părut că îl deranjează. Știe cineva ce i-a iasmut? Întrebă Jasira ridicând ochii de la biblioraftul pe care îl studia. Se culcase pe jos pe burtă cu picioarele ridicate atât am știut să-i spun. Sistem mobil IOIS de urmărire prin telescop îi răspunse Ida fără să-și ridice privirea de la cartea ei. Bătea cu creionul pe marginea paginii pe măsură ce înainta cu lectura. Pe bune? Un acronim în acronim? Mi-am lăsat capul pe spate ca să mă încrunt la tavan. Acum încerc să-mi amintesc ce e IOS. Aparat de înregistrare optic pentru interceptarea la sol. De ce nu era deja fata asta în corpul de astronauți? Mă gândeam la alt motiv în afară de culoarea pielii sale. Ar trebui să fii și tu în program. Ida pufni, dar nu-și ridică privirea. Bătu și mai repede cu creionul pe carte. Regulile sunt praf în ochi, am zis. Dacă le-au încălcat pentru Violet și Betty, atunci Elma. Nicol scutură dezaprobator din cap. Fi serioasă. Am scos din mine toată frustrarea pe care am adunat-o în ultimele luni. Violet abia adunase o de ore de zbor când și-a depus dosarul. Ida lăsă cartea la o parte. Doar nu vorbești serios, Rostia. Ba da. Vrei să-i ridici lui King mingea la fileu? Spune-i să verifice dosarul de zbor al lui Violet Le și pe cel al lui Betty Rawls. Violeta a fost primită pentru că e francezoaică și soțul ei e astronaut. Familiile în spațiu dau bine în ziar, nu credeți? Nicol închise manualul. Nu greșești, dar nici nu ai dreptate. E discriminare pur și simplu așa și era. Iar Betty a fost primită pentru că au vrut să controleze publicitatea, iar Life le-a oferit prilejul. Astea două locuri ar fi trebuit ocupate de niște femei mult mai calificate. Crezi că eu am fost cea mai bună candidată pe care au văzut-o? Sau tu? Nicol scutură iar din cap. Îi sclipeau ochii. Sunt bună. Am calificările necesare, dar am și un soț senator și încă unul care susține ce ai de la bun început. Jasira a câștigat un concurs de frumusețe și are un masterat în inginerie, am intervenit. Nu-mi plăcea unde bătea Nicol. Ignora chiar pregătirea profesională a fetelor. Și, și nu voiam să ajungă și la exemplul meu. De pe podea, Sira se ridică în șezut și și încrucișă picioarele. Da, dar nu eram singura braziliancă cu licență de pilot și diplomă de inginer. Recunosc, erau doar patru, însă nu eu aveam cele mai multe ore de zbor. Iar eu eram doamna astronauta domnului vrăjitor. Totul ține de povestea pe care vrea să o promoveze coaliția, zise Nicol scuturând din numeri și sorbind din martini. Asta înseamnă politica. Povești. Și în povestea asta nu au loc și oameni cu pielea neagră? M-am strâmbat dându-mi seama că o scosesem pe Helen din ecuație. Sau taivanezi? Numai albi? Ida dădu din numeri și închise cartea cu zgomot, vechea poveste, alt capitol, se ridică în picioare și se întinse. Eu am încheiat pe azi, s-a stârnit un cor de căscături și aprobări și s-a spart cheful. În timp ce îmi puneam căciula și mânușile îmi venea să tun și să fulger mai departe împotriva incorectitudinii. Dar m-am abținut. Ida se exprimase cât se poate de limpede. Nu mai voia să discute despre asta. Și mai era un gând care nu-mi dădea pace. Nu știam. Nu știam de ce sunt mai frustrată din dorința de a sprijini cauza persoanelor de culoare sau pentru că voiam să le dau la o parte din drum pe Violet și pe Betty.